este și nu mai lucrează la ochii, au primit somație ca mâine să elibereze, mâine, să elibereze garsoniere. Sunt oameni bolnavi, sunt oameni bolnavi de cancer, sunt oameni... M-a interesat fantastic. Am avut o întâlnire cu doar 20 de reprezentanți lor, ei sunt pe 100 și ceva, și vor fi scoși în stradă. Acum tu, ca primărie, nu poți sta cu mâine în stradă. Dar trebuie, chiar am putut să discut cu președintele Consiliului Județean, să găsim o soluție efectivă, să cerem un răgaz măcar de scoatere în stradă a oamenilor respectivi, familie, și gândiți-vă, după o viață de muncă, stau într-o cameră, în care au o cameră care are 18 metri pătrați. Lângă PT-ul ăsta de 3 ani, acolo, blocul respectiv al ultimul. Și toți cei care nu mai vedeați la ultima ieșit la pensie, au primit somația, 32 în prima etapă, dar mai este la pensie, am înțeles, peste 3 luni, încă 76. Deci 176, 100 ceva de familie, care sunt fără spațiu. Va trebui să luăm o decizie urgentă. Vom putea o discuție cu firma care se ocupă de BDO, sau cum se numește, din București, pentru că Olchim, odată ce este firma, a făcut un contract care se ocupă de valorificarea bunurilor și ca orice firmă, se desparte în stradă, după... Așa. Și va trebui să găsim o soluție, că nu putem să ne jucăm cu 100 familie. În cele mai multe cazuri sunt singuri, divorțați, anumit soț sau anumit soția, sunt oameni care sunt la vârsta pensionării și care sunt persoane extraordinar de delicate. Cam asta sunt doar câte